Corvinul scrie din nou o filă de istorie după 40 de ani, 4-0 pentru Corvinul Hunedoara în meciul cu CFR Cluj pentru calificarea în semifinalele Cupei României la fotbal. În condițiile în care CFR a venit la Hunedoara din poziția de favorită, a plecat umilită de Corbii Hunedoreni din Liga a doua, după cum a recunoscut și antrenorul Adrian Mutu. Viorel Lică, Marius Coman, Nicolae Pârvulescu și Ionuț Pop se fac vinovați de înfrângerea echipei clujene, care visa la câștigarea cupei. Aseară la Hunedoara, CFR Cluj a avut de înfruntat nu doar echipa Corvinul, ci un oraș întreg, o comunitate, pentru că asta înseamnă echipa alb-albastră. Peste 12.000 de spectatori au fost în tribune, iar atmosfera a fost una incendiară. Echipa lui Florin Maxim a reușit să împlinească un nou vis al hunedorenilor, calificarea în semifinalele Cupei României la fotbal. Și cum nimic nu este întâmplător după 40 de ani de speranțe, scorul final a fost de 4-0 pentru Corvinul. Sincer să vă spun, noi am fost singurii care ne-am așteptat că putem să învingem CFR-ul, doar persoanele care sunt în vestiar cu noi știu ce se întâmplă. Deci doar noi am sperat. Credem în visul nostru să câștigăm cupa. De ce nu? Publicul extraordinar, cred că au fost vreo 15.000, ne-au susținut de la primul minut până la ultimul minut și le mulțumim pe această cale. Un meci foarte frumos. Ne bucurăm pentru victoria asta. Sperăm să continuăm pe aceeași linie și să aducem bucurie fanilor, pentru că a fost incredibil. Sincer să vă spunem, ne așteptam la o victorie, pentru că aveam încredere în noi. Avem încredere în grupul nostru pe care l-am creat aici la Hunedoara. Despre meci mă mulțumea și 1-0, dar maniera a fost bună, abordarea a fost bună, băieții au fost calmi și au dat examenul cumva. Cred că multe echipe de Liga a doua și nu numai și-ar fi dorit să simtă această atmosferă, un stadion plin. Eu pentru asta m-am apucat și de fotbal și de antrenorat. Îmi plac astfel de stadioane. Pentru fani este acest joc și pentru suporteri. Încă o dată mă repet, câteodată ne iese, câteodată nu ne iese. Semifinala trebuie să câștigăm și să mergem în final. În tabăra adversă, doar supărare și frustrare. Adrian Mutu a catalogat rezultatul meciului ca fiind unul umilitor. Prea multe de spus nu sunt, pentru că pentru noi a fost un meci fără istoric. Am fost penibil, un rezultat umilitor. Cum spuneam și mai devreme la Flash, cred că avem o problemă de atitudine și de abordare. Și nu vreau să caut scuze, să spun că am jucat în 10 inși, că s-a accidentat Camora sau Mogos sau eu știu, n-am avut oameni să intre în locul lor. Suntem totuși CFR, am jucat împotriva în echipe de Liga a doua și pe această cale și felicit pentru rezultat. Liga a doua cu un buget cu 3 jucători de-ai noștri, deci ar trebui să ne fie rușine. Eu unul spuneam, în momentul ăsta nu am puterea să iert pe jucător pentru rezultatul ăsta, pentru că e umilitor, eu mă simt umilit și de aceea mă voi gândi bine ce voi face în seara asta, ce voi face pe viitor și mâine dimineață voi anunța clubul și pe dumneavoastră ce se întâmplă. M-am temut și de rezultat. Echipa a meritat să câștige acest meci și merită felicitării publicului care a fost extraordinar și care a menținut pe parcursul întregului joc o atmosferă de victorie și am împins pe jucători la joc. Felicitări jucătorilor care au făcut o demonstrație de forță și de inteligență tactică și mai ales felicitări pentru antrenor care mi-a plăcut enorm de mult modul în care el a organizat echipa și modul în care echipa a jucat. Ca o echipă deja De cel puțin de divizia A, așa că să nu spun mai mult. Dacă îți propui ținte înalte, mai degrabă poți să le obții decât dacă îți propui, nu, să nu pierzi sau știu eu, să faci un joc bun. Și eu cred că acel obiectiv pe care l-am trasat echipei de a câștiga Cupa României este realizabil. De ce spun asta? Ați văzut astăzi modul în care s-a jucat, ați văzut au văzut telespectatorii victoria cu deținătoarea Cupei României cu Sepsis Sfântul Gheorghe. Zilele acestea s-a discutat despre licența pentru a putea juca în competiția organizată de UEFA, Europa League, și se vor obține documentele și pentru asta.
Deci nu a lăsat nimic nepregătit, nimic la voia întâmplării. Fluierul de final a făcut ca suporterii și jucătorii să explodeze de bucurie.